Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor, din Sfânta Evanghelie după Matei și Tire. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cutremur mare, căci Îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venit, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frică lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar Îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutat, nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți de vedeți locul dează cu Domnul. Duceți-vă de grab pentru cenicilor săi, că s-a sculat de mor. Și va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioare lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venit din oraș au spus că petenilor preoților toate cele s-au întâmplat. Atunci, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat. Și să ne spune vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Slavă ție, Doamne, slavă ție!
miștește de o ființă de viață făcătoare și nespărțitei trăime, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În viață Dumnezeu e Sfință vrăzmașii Lui și puțin al fata Lui toți celorlăți pe Dânsul. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.